și aventurilor magice cu Hey Babies. Bebelușii au talent. Bine ați venit la prima ediție a concursului Bebelușii au talent. Oare cine va lua acasă marele trofeu? Haideți, fetelor, vă rog, fiecare pe poziții. Dabă, hocus pocus. Faceți loc pentru talent, fetelor? Nala, nu te grăbi. Este rândul lui Doti. Nu este nicio problemă, nu mă supăr. Să înceapă concursul! Faimosul nostru juriu pentru anul acesta. Katie, cea prietenoasă! Fifi, cea determinată! Și Lady, cea pe jumătate adormită. Haideți să vedem primul concurent! Sunt pregătită! Hei, este rândul lui Doti! Este în ordine, lasă pe Nala să meargă. Poți merge dacă vrei. Încetați, voi merge ba, eu. Nu, eu. Scuze, fetelor, este timpul ca toată lumea să-mi vadă talentul. Hei, hei, vină aici, nu este rândul tău. Ascultați, nu ați mai auzit niciodată așa ceva. Wow. În viața voastră. Mulțumim, Nala! Ai avut dreptate! Nu s-a mai auzit așa ceva? Așteptat, niciodată! Mai știu unul! Următorul! Du-te tu! Mulțumesc, Doti! Se va întoarce. Șol, trebuie să continue. Să vină încă un talent. Eu lasă-mă pe mine. Dar Cani. Asta chiar este interesant. Prăjituri picante? Ediția aceasta are absolut... Uite tu la mine cum cânt! Cine este următorul? Ce ne trebuie acum este puțină magie. Abracadabra! Iar acum mingea va dispărea. Abracadabra? Lia s-a întors! Am totul sub control! Pa! Dispărea! Mingea a dispărut! În cele din urmă! Acum ce ziceți de niște căpșuni? Voi reuși de data! Admirabil! Ele încă continuă! Știți ceva? Eu renunț! Mai urmează vreun concurent? Ei bine, dacă nu mai avem niciun concurent, premiul merge la... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Cheers!
tortul. Este timpul să ne bem ceaiul. Sunt gata, brioșele. Sunt la cuptor, mai iau câteva minute. Penny va adora noul meu set. Nu-i așa că este frumos? A? Vine imediat. Gigi este aici. Haide! Este timpul pentru... Repede! O să mergem cu cortul. Este un loc super. Cu mure uriașe. Da! Să mergem la iarbă verde. Ha? Cum rămâne cu ceaiul meu? Cutie, scoate brioșele de la cuptor. Mergem cu cortul. O să fie distractiv. O să-ți placă. Nu-mi place la iarbă verde. Oh! Yay! Hei, ați văzut-o pe Cutie? Este perfect. L-am fixat în pământ și am terminat. Ha! Dar unde mergi cu toate acestea? Este doar strictul necesar. Nu te vor ajuta la iarbă verde? Busola mea te poate ajuta. Nefolositoare. Lady Gigi, am plecat la cules de mure. Haide, Lady, o să te distrez. Pen, unde ești, Pen? Pen. Ai văzut ce mari sunt? Pun pariu că sunt otrăvitoare. N-o să culeg. Anunțați-mă când terminați. Nu poți dormi acum? Trebuie să stăm grupate. Este foarte important să stăm aproape, să nu ne pierdem. Este incredibil. Lady, nu-ți fie frică? Nu mi-e frică. Căutam mure. Sigur, trebuie să mergem. Se întunecă. Știu drumul de întoarcere. Am busola mea. Busola este enervantă. Mă descurc și singură. Ce s-a auzit? Ai grijă, Lady! Chiar trebuie să fac eu totul. Wow, a fost incredibil. Haide, mergem pe aici. Nu, pe aici, urmează-mă. Oh, mi-este foarte foame. Mi-aș da parfumul pentru o brioșă de-a lui Cani. Cât mai avem? Îmi e foame. Gigi! Lady! Yay! Îți mulțumesc și busolii tale. M-ați salvat. Recunosc, chiar m-am speriat. Și mulțumită parfumului tău. Am făcut o echipă bună în final. Nu-i așa? Magic Cheers! În sfârșit, ceaiul meu la iarbă verde. Ne mai lipsesc brioșele tale, Cani. Da, dar nu știu unde este Cutie. În sfârșit! Cutie, Pen, sunteți cele mai tari! Da, și ieșirile la iarbă verde nu sunt așa de rele. Mulțumesc, fetelor! Cry babies, cry babies, magic tears. Lumea, prietenii și aventurilor magice. Cry babies.
Constelația ascunsă, partea 1. Oh! Bună! Ce faci acolo, Wendy? Caut o constelație. Arată ca o stea albastră. Vreau și eu să fac asta. Pot să te ajut? Sigur! Hai de sus! La dreapta poți vedea constelația Curcubeu. Super! Ce de culori! Nebula înghețată gravitațională este în stânga. Gravita ce? Oh, nu contează! Pot vedea luna! Ce? Dar nu pot vedea constelația Stea Albastră. Știu nici eu. Este singura constelație pe care nu am desenat-o. Este atât de departe încât nu o poți vedea. Noapte bună, Missy. Voi încerca din nou mâine seară. Ce se aude? Hei, așteaptă! Cred că este mai bine în poziția aceasta. Te-am pozat deja așa. Hei! Hă? Voi știți de unde vine zgomotul acesta? Da, este Missy. Are din nou o idee de-a ei grozavă. Missy, deci... Missy, faci foarte mult zgomot, iar eu încerc să dorm. Neața, Wendy, ține ciocanul puțin, te rog. Ok, dă-mi-l înapoi acum. Gata! Am stat toată noaptea și am lucrat la nava ta spațială. Acum vei putea să-ți găsești ultima ta constelație și putem organiza excursii în spațiu pentru toată lumea. Cred că are nevoie de niște optimizări. Missy, nu pare că va funcționa, dar îți mulțumesc. Ești o prietenă adevărată. Aceasta nu are nevoie de nicio reparație! Privește! Yeah! Are și o carte cu instrucțiuni! Fă-mi o poză aici! Suntem drăguțe? Coleze! Wendy, nu! Ce faceți aici? Nu știu pe ce am apăsat. Nu mai plângeți, nu mai contează. Toată lumea afară. Sunt un geniu. Missy, ce a fost asta? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu. Oh, serios? Și cum se vor întoarce? Cum se vor întoarce? Păi... Cum se vor întoarce? Ai dreptate, cum se vor întoarce? Un fricoșător lucru. Bine că nu a decolat. Puteam ajunge în spațiu. Este deja noapte afară. Ce repede a trecut ziua. Lena, nu este noapte. Suntem în spațiu! Constelația ascunsă, partea a doua. Ce s-a întâmplat?
Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu, într-o navă spațială. Și nu știm cum să le aducem înapoi. Voiam doar ca Wendy să vadă constelația de albastru. Acela este manualul de utilizare. Trebuie să-l citim. O să aflăm cum să aducem nava spațială înapoi. Dar cum o să le spunem? Ele sunt acolo și noi suntem aici. Sunt sigură că unul din aceste butoane ne va duce acasă. Dar care din ele? Sunt sigură că Missy știe. Dar suntem în jumatea spațiului. Ha? Au! Sigur, telefonul plângăcios. Kitty are o tabletă, nu-i așa? O putem suna. Sunt Lena, Wendy și Lady. M-au sunat pe tabletă. Yay! Bună, ne bucurăm să ne vedem. O să vă aducem înapoi. Cum? Este nava ta spațială. Ce trebuie să facem? Ok, să începem. Nava are butoane colorate. Trebuie să apăsați o combinație ca ea să aterizeze. Este foarte important să le apăsați în același timp. Fiți atente, aveți doar 3 încercări înainte să rămâneți fără combustibil magic. Combinația este roșu-roșu, albastru-verde, roșu-verde, albastru-galben. Ok, am înțeles. Eu apăs roșu, roșu și albastru. Lena apasă verde, roșu și verde. Și Lady apasă albastru și galben. Pregătite? Pregătite pentru Acum! Ce? Acum! Lulu, nu! Prima încercare eșuată. Nava s-a întors invers. Lulu, este vina ta. Nu vă faceți griji, mai aveți 2 încercări. Haideți! De data asta nu putem greși. Acum! Dar, unde este? Nu găsesc butonul galben! A doua încercare eșuată. O să mi se facă rău. Oh, nu, mai au doar o încercare. Gata, am găsit. Butonul galben este pe podea. Nu, tableta s-a descărcat. Mi-am petrecut toată dimineața uitându-mă cum să cultiv ceapă. Unde e Missy? Missy, nu te mai aud. Unde este butonul? Oh, nu, s-a întrerupt. Am pierdut conexiunea. Ce este, Lulu? Ha? Budeaua! Este un buton mare galben. Ok, pregătite? Împreună o să reușim. 1, 2 și 3. Nu se vor mai întoarce niciodată. Bucuroase că v-ați întors. Ce s-a întâmplat, Wendy? Am fost atât de aproape de constelația stea albastră, dar nu am putut să o văd. Lulu, ce ai acolo? Wow! Wendy, Wendy! Uite-te la pozele mele. Sunt cele pe care le-a făcut Lulu. Nu pot să cred. Este constelația stea albastră. De acum încolo, această constelație se va numi Constelația Lulu! Magic Cheers! Wow! Este superb! Priviți stelele căzătoare! Uite, Lulu, constelația ta! Superstropitoarea!
Oh, nu a sosit încă. Abia aștept să ajungă aici. Ar fi trebuit să ajungă până acum. O să vezi, este ceva extraordinar. Yay! A ajuns! În sfârșit a ajuns! Super! Abia așteptam! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Este super roboțelul stropitoare Draining! Wow! Este foarte tare, nu? Mă va ajuta să-mi ud grădinița cu legume. Dar ce drăguț! Ce sunt desenele acestea? Să vedem! Pare ar fi instrucțiuni, dar eu nu înțeleg nimic. Da, nici eu. Sunt sigură că Nala și Lia ne pot ajuta. Să mergem să le vizităm. Poftim, eu o să stau cu Lady. Să nu o atingi. Știu cum faci tu. Ok. Au! Ouch! I-am stricat roboțelul lui Katie. Dacă las așa, nu va părea stricat. Uite ce ai făcut, roboțelul meu! Cani, ai fost tu? Doar l-am atins puțin. Chiar nu am realizat. Îmi pare rău, Katie. Chiar îmi pare rău. Va trebui să-l repar. Aveți grijă! Au! Ajutor! Roboțelul a luat o razna! Oh! Înapoi! Ce tare! Am suzeta aurie! Roboțelul. Poftim? Îmi pare rău, Katie. Îmi pare rău, Connie. Nu știu de ce am mințit. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Dar îmi poți spune lucrurile acestea? Nu mă supăr. Da, ai fost foarte curajoasă. Sunt sigură că n-a fost cu intenție. Ne-ai salvat pe toate. Iar aceea a fost o săritură incredibilă. Deci nu te-ai supărat? Sigur că nu! Este doar un roboțel. Super 3000! Magic Team! Wow! Uitați-vă aici! Wow! Formidabil! Uitați-vă aici! Yay! Yuppie! Ha! Știi ce? Nu este stricat? Am comandat roboțelul fântână, nu roboțelul stropitoare. Să fim atentă data viitoare. Ei, fetelor, și vă promit că n-o să mai ating butoanele. Este cea mai tare grădină din lume. Este rândul meu să sar pe roșie. Cry babies, cry babies, magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies, fantasy. Misterul suzetei fermecate.
cățelușii cu minți nu latră noaptea. Ha? Ce văd ochii? Am halucinații? Este reală! Nu aveți idee ce noapte groaznică am avut! Nu am putut să dorm deloc! Dar săzetele de diamant nu există! Este imposibil! Mai ales unele zburătoare! Poate a fost doar un vis! Nu a fost! Am văzut-o zburând pe fereastră! Nu-i așa, Spot? Este foarte suspect! Haide, Spot, recunoaște! Ce-ai făcut cu săzeta de diamant? Nu a fost, Spot! Doti spune adevărul! Sunt fantasy! Și eu cred că el știu ceva. Sigur că știm. Doti a avut o întâlnire cu o suzetă de diamant bântuită. Vedeți? V-am spus că nu mint. Legenda spune: suzeta de diamant apare odată la 100 de ani. O fantomă foarte rea trăiește înăuntrul ei. Doar bireoșele o pot speria. O suzetă bântuită? Sună fricoșător. O să fac multe brioșe. Bebelușelor, nu vă speriați! Este un mister aici și detectiva Kami este pregătită să-l rezolve. Dacă fantoma aceea se va întoarce, vom fi împreună și nimeni nu ne va putea învinge. Încă nu cred niciun cuvânt. Și fantomele nu există. Și voi afla asta datorită acestui costum. Hei, nu te culca, somnoroasă. Am pregătit niște biberoane și multe brioșe ca să ne protejeze. Mulțumesc, Cani. Fetelor, nu sunt de mâncat. Sunt pentru a speria fantomele. Este delicios. Nici nu mai este frică. Este în spatele meu, nu-i așa? Ajutor! Brioșele mele nu sperie! Sunt delicioase! Dar nu trebuia ca fantoma să se sperie de brioșe! Au crezut toată povestea. Și noi le mâncăm brioșele. Trebuia să vedeți fața lui Doti când a văzut suzeta de diamant. Aha, acum înțeleg totul. Aceste mici fantome vor prăjiturile lui Cami. Să le întoarcem farsa. Păi eu o să merg în veli să mai aduc. Da, vreau cu căpșuni. Și eu vreau cu ciocolată. Acum! Luați-vă brioșele, fantome glumețe! Oh, nu! Învinse de brioșe. Asta cu siguranță este o legendă. Ne veți ierta? A fost doar o glumă. Poftim, îți dau suzeta mea de diamant. Îți mulțumesc, dar a fost distractiv. Îmi place să investighez. Mai multe brioșe? Priviți această lacrimă albastră! Fantasy, magic, cheer!